Bună dimineața, dragii mei! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile frumoase, prosperitate, la mulți ani să ne trăiți, la mulți ani tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua decât de nume, Mihail, Gavril, Mihai, Haela, Mirabela, Gabriela. Mișu, Gabriela, Gabi și ce am uitat să mai spun, le tuturor la mulți ani, cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine, fericire, la mulți ani, domnule Mihai Chira, la mulți ani colegului nostru, când de dimineață am răgușit, dar semnalul, nu știu dacă se aude. Degeaba, auzi-l, ia auzi-l aici. Mulțumesc, nu se face. S-a auzit? Da, s-a sesizat, Da, astăzi plecăm puțin mai devreme, se poate pleca puțin mai devreme ca să mergem și noi să ocupăm locul ca băieții, sigur, în centrul vechi. Sigur. Vechi la un restaurant. Acolo este, se face festival în centru. Festival, azi de ziua. Mulțumesc frumos pentru urări și eu la rândul meu vreau să urez tuturor celor cu nume de, care poartă numele Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, sănătate și fericire. Sunt și presa șoveană multe domnișoare, multe doamne care poartă numele de Gabriela, Mihaela. Și sunt niște doamne extraordinare. Băieți nu prea am văzut Mihai prin presă. Zi vreo doi. Nu știu, nu vin acum. Gabi mai sunt. Gabriel mai sunt. Gabriel mai sunt. Gabi știm unul cel la mine puțin, e unicat, da? Știi, din cauza asta. De asta, sigur că da. Adică, ne-am făcut cadou această emisiune în ziua sigur, de... Sigur, în direct în eroare, ca să fie... Ce faci de ziua ta? Mă trezesc la 6 și ca să ajung la 7 fără... 7 și, nu? Ca să nu la 7 și, la emisiune. La frumoasă emisiune, sigur, la deosebire de emisiune, adică nu poți. Întâlnirile cu celebrul Dorel Guricic sunt precum ca medicamento. Adică îl iei înainte de moarte, ca să nu... Nu contează. Trebuie să-l ai acolo, că nu se știe la ce să nu trebuiască. Să nu trebuiască. Sigur că da. Da, chiar dacă e zi frumoasă, chiar dacă e sărbătoare, chiar azi e ziua ședință din guvern. Poftiți? Azi e ziua țării, ziua premierului. Azi onomastica țării. Mihai Tudose. Cine e Mihai Tudose? Premierul tău. A meu nu. Este clar. Că dacă votai premierul cum trebuie, era... nu era el. Deci a tău. Deci... ne-l asumăm. Uite-te la el ce pulovărat. Da, ce pulovăram? De când de culoarea potrivită. Nu, că nu-i chiar. E roșu. Dă Mihai Tudose. Adică pulovăr de Mihai Tudose. Mihai Tudose astăzi de ziua Neaghiță, lui. Neaghiță, Neaghiță, ce culoare asta? Că nu e roșu, e un fel de... Grena. Nu. Gura cireașă putredă. Da, ce o vișiniu ăla de cireașă, de vișină, așa ciudat. Da, vișină. Și astăzi vișină aia e. De cât spune ăsta, astăzi Mihai Tudose de ziua lui. E diferență, vezi? Diferența între ăsta și ăsta este. Da, dar e, deci e de cât substratul, ca să ne înțelegem, știi? Substratul, ca să fie. Da, de subtesc cum o, cu culoarea mă. Baza, de nou, radierul, temelia, nu mai contează acum, știi? Și astăzi Mihai Tudose de ziua ta, ziua ta. Ce ne face Mihai Tudose azi? Păi nu ne faci, stai, că s-ar putea să nu ne facă. La ora 11 avem protest în fața și Parlamentului. Și de când, când a ținut cont de protest? Ieri a zis Mihai Tudose 13... cu subiect și ordon și predicat. Ce facem mâine? Mâine o adoptăm. Cum? Până ordonanță de urgență? Până ordonanță de urgență. Gata. L-a supărat și Pătăricianu, a supărat tot ce a putut supăra sindicate și așa mai departe, toată lumea e supărată. Salariile nu crește, i-a supărat pe primari, Mihai. Asta e marea problemă. De ce asta? Pe bună dreptate acum, într-un fel oarecum, dacă iei după matematica simplă, după calculul decât aritmetic, da. Știi că bănuții ăștia care vin de la, pe bază de formulă, vin din impozitul pe venit de la cel 16%, da? Și din TVA. Pe venit și din TVA. Da. Acum, dacă impozitul s-a dus la vale, calculele spun că bani vin mai puțin. Și așa erau insuficienți, că dacă ne uităm la ultima, doar în județul Suceava. Dar bine, noi suntem amărășteni, vai de mama noastră, nici nu avem ce împărți. Că merg afaceri în Suceava de n-ai văzut. Dudu e economia în Suceava. Nu poți merge de gălăgie. S-a împărțit, adică foarte puțin, adică 1.700.000 care a fost vai de mama lui. Da, restul împărțit dacă mai... ANAF-ul. Restul împărțit după formula ANAF-ul, ok. Dar dacă împărțim de acolo, dacă ne uităm de povestea asta, ce avem de împărțit și dacă scade 6%, au făcut băieții calcule, primarii, că eu nu știu, eu nu mă pricep la așa ceva la matematica asta simplă, dar primarii, printre care și Firea și Negoița ai lui Tudose și a lui Dragnea, au zis că, bă, pierdem la chestia asta. Pierdem foarte mulți bani. Și de unde dezvoltare atunci românica noastră? De unde, Mihai? Cum de unde? Dezvoltare de unde? Au cea mai mare creștere economică din Europa, 5,2%. Unde ai simțit-o? Da. Când? Cum? Când mă duc în magazine. Au simț creșterea economică? Sau creșterea prețurilor? Sau le confunzi acum? Cum le confund? Eu clar cred că prețurile se datorează creșterii economice, nu?
chestii de unde lua de la oameni. Dar trebuie așa, nu? Nu. Adică nu, adică după, eu așa mă gândesc că ar fi păcat să crească prețurile iaiurea. Acum la tine, tu ești jurist, eu sunt economist, adică la mine matematica e mai simplă, știi? Da. Adică eu dacă zic, dacă e creștere economică și e bine și e foarte bine, oamenii își permit să plătească mai mult la permit, să cum plătească... pot să plătească mai mult? Noi mărim prețurile ca să le insinuăm ideea că ar putea să plătească că... mai mult. Și că este mai bine. Și că e pe principiu, adică... Dacă știi, ai, pe principiu, mamă, cât ai dat pe pantalon? 5 lei. Bă, dar ăștia sunt pantaloni de 5 lei. Nu puteai să ții 10. Dorel, am dreptate? Sigur că da. Adică, cât e litru de motorină de benzină? 5,30. 5,30 am făcut un calcul, e 1,12 și 15. Hai că e bine, nu, e adică, bine. Să înțelegi cu 1,20 Elveți, așa, stai, ai văzut? Adică... Da, nu, dar sunt și țări cu noi ceva suntem... sub un euro, Luxemburgul. Dar acum Luxemburgul, ce e țară? Acum dacă e pe bune să discutăm, mai e țară. Mai mic decât județul Suceava. Și plus de asta, nici măcar n-are locuitori. Și are și salariul ăsta minim pe economie Luxemburgul undeva pe la 1800 de euro. Da. 1800 și ceva de euro. Da. Adică... Și n-au oameni, n-au... Nu, jenant, adică jenant. N-au forțe de muncă, n-au nici echipă de fotbal, n-au calul. Luxemburg? Eu? Da. Nu, am ratat. Am fost eu în Luxemburg. Băi, m-am dus, deci ca să vezi. Ți-am povestit ce am pățit o dată în Paris, pe la orele 10 dimineața, așa. M-am avut impresia că s-a dat cu praf de mers în Paris, știi? Mergeam prin oraș, păi zic... Foarte mare liniște. Mașini puține, gândesc că e Suceava, așa, pe timpul de relax, știi? Paris. Întreb. Parisul, da. Întreb, bă, da... Chiar să se pasea ici. Se coaise, hă? Ca să zic așa, decât apare. Se coaise. S-a întâmplat. E o manifestație? S-a închis circulația? Circulă numai anumite mașini? Bă, ce s-a întâmplat că nu sunt mașini? Răspunsul a venit simplu. Ăsta la muncă, bă. Oameni. Era simplu. În Luxemburg, la fel. Mergi, ziua. Când se lucră, știi? Stranger in the night. Pustiu, n-ai văzut, nu sunt acolo. Pustiu. Toată lumea ce face, trabajor. Lucră. Da. Pentru acel 1800 de euro de cât vai de mama lui, mini pe economie, ca să fie acolo, să nu trebuiască. Dar să fie bine. Astăzi, băieții, chiar dacă o să fie proteste, chiar dacă nu, am eu senzația că o să o plăsnească. Dar am senzația că se încăpățânează să facă lucruri. Știu, probabil, că fac ceea ce își doresc ei. Nu e bine, că e complicat, că va aduce, le va complica viața, dar am impresia că vor să-și complice viața mea. Nu simți că parcă-i prea își dau peste degete așa, cum să spun eu, cu încăpățânare așa. Avem două variante pe care putem să mergem în discuția asta. Incompetența și premeditare. Da? Hai să mergem pe prima variantă, incompetență. Pune la o bucată incompetența, să știi, dublată de prostie, că incompetența, știi, are la bază niște ingrediente extraordinare, prostie, aroganță, da, nu știu ce. Da, da. Ar merge foarte mult, că avem în rândul lor niște flăcăi care chiar duhnesc ca incompetență și aroganță, prostie din aia dospită, știi? Ei, aș merge o bucată pe chestia asta. Să n-ai sentimentul, tu ești economist. Macroeconomia, nu este la îndemâna tuturor. Îți trebuie un pic de exercițiu. Când spun un pic de exercițiu, se cheamă 20 de ani în care să pricep cum funcționează lucrurile. Îți trebuie un pic de cultură economică, la modul că, nu te supera, America a testat până acum vreo 3 feluri de economii, da? Și a intrat în faliment din cele, nu știu, cu 50 și de state care le are America, câteva, vreo 10, erau așa, falimentare. O trebuie să susțină, să... Corect. Aloce fonduri masive. Statele Unite ale Americii, care e cea mai mare democrație și cea mai mare economie mondială, da? O luăm altfel. Pe de altă parte, uite-te și la Japonia, uite-te și la Germania. Și au încercat diverse variante. Nu le-am mers de fiecare dată, dar au ajuns la un sistem, da? Și acum sistemul lor se dovedește a fi extrem de deficitar. Nu au forță de muncă, se confruntă cu o criză extraordinară în sănătate. Dar, da, la alt nivel. Noi dacă ne-am confruntat cu problemele nemților în momentul de față, am zice, Doamne, dar acum, la nivelul la care suntem noi acum. S-ar putea peste 10 ani să o gândim altfel. Că acum 10 ani, dacă vorbeam... Peste cât? Peste 100 de ani să gândim altfel. Ca să... Că nu, era, m-am gândit că ai vrut să spui 100 de ani. Mergând pe varianta incompetenței și aroganței, da, prostiei s-ar putea să meargă, da, să știi, și la nivelul ăsta, când iei tu o decizie, da, ești un om pus în funcție, nu? N-ai ajuns acolo datorită unor capacități, unor competențe corect, deosebite. Corect. Ești pus în funcție niște băieți care sunt în România asta băieți deștepți, te trag de mâinică și spun în față niște rapoarte, bă, nu e în regulă, hai să-ți povestești de ce nu e în regulă. Și începe să-ți povestească. Și iei decizia care trebuie până la urmă. N-ai cum să o duci în gard așa. Mergând pe partea... Sau
sau te încăpăținezi și știi tu că va fi bine. Și atunci se cheamă cu adevărat reformă și ai ca la chestia aia, știi, dai în aer. Vum, 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 vum. Cade ce trebuie sau nu cade ce trebuie? Aici e cu du-te și vino. Cu vino nu mai e, numai cu du-te, știi? Se închide, se închide portul. Deci toată lumea, vorbește specialiști în macroeconomie. Sunt de acolo care sunt, bă, deci da, iau, specialiști în macroeconomie, adică... Nu, vorbitori în macroeconomie. Specialiștii în macroeconomie sunt acolo la lua deciziile. Blablagii de macroeconomie, da, ca și noi pe aici pe tușă și încep să-și dau părerea. Dar tot, mă rog, să spunem oameni care se pricep într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, încearcă să... Teoreticieni, zici tu. Da, încearcă să pătrundă și să spună, băi, ceva nu bun, ceva nu-i bun, ceva nu funcționează. Nu trebuie să știi foarte multe lucruri ca să-ți dai seama că... Dar trebuie să înveți sistemul, într-adevăr, să-l simți, să-ți dai seama, să-l pipăi ca să poți să-ți... Știi, la orice, la societate, da. O societate mai mică sau mai mare... Din profit plătește tot felul de chestii. Trebuie să facă profit. Și îl face profitul cum? Având activitate. Da? Dacă ai activitate, dacă treaba merge, lucrezi și așa mai departe, poți să-ți permiți niște lucruri. La fel se întâmplă și la nivel macro. Și o țară, dacă lucrează, face, eu știu, sunt investiții, e duduie și așa mai departe, produce bani. Banul ăla produs e logic că poți să-l cheltui și să-l duci într-o anumită zonă. În ce zonă vrei tu? Că în zona socială, poți să-l duci în zonele astea fără niciun fel de problemă, pentru că produci, ai produs, produci și vei continua să produci, să faci în așa fel încât economia, roata să se învârte, da? Ei au plecat, băieții ăștia au ajuns la guvernare cu următoarea promisiune. Mărim salariile și mărim pensiile. Hai ca să ne înțelegem, da? Da, clar. Nu au ajuns la guvernare, spunem, vom face reformă fiscală, vezi, dar... Nu, clar, da. Da? Și atunci ce au făcut? Au făcut cea mai mare greșeală posibilă. În loc să vadă ce-i cu birocrația, în loc să, cum să zic eu, să înjumătățească birocrația în România, să introducă sistemele informatice, să ajungem ca în Finlanda, să nu mai trebuia să plătim cu cash-ul, da? Toate șpăgile, să dăm cu cardul șpaga, ei ce au făcut? Au dublat, prietene. Au triplat salariile la bugetari. Păi să rămână, băierule! Nu, le-au creat cadrul legislativ ca să necesar, poată să-și dubleze și mai departe. Tripleze. Neasigurând și anvelopa financiară, știi? Doar da, cadrul. Pe o secundă, na, cum să zic, eu îți pot spune ție, tu poți cheltui cât vrei pe pantalonia. Da, și corect, 5 e lei corect. Și la 500 corect, de lei. De care corect. Vrei? La 500, că eu o șmecher. Ai succes cu 500, nicio problemă. Asta a fost prima mare greșeală și asta va aduce la consecințe dezastruoase pentru PSD. Sau la o nouă alegere majoritar. Ți-am spus, e cu datul în sus a monedei. Moneda încă se învârte în aer. Putem discuta, da. Băieți, putem discuta varianta cealaltă, doamnă. Am zis că incompetența e una, da. Premeditarea e cealaltă. Hai să zicem că e premeditare. Eu mai degrabă aș merge pe chestia asta. Băieții știu, bă, ar trebui niște reforme corect. Făcute, ar trebui, luăm niște decizii atât de nepopulare, încă la un moment dat, cineva, cu un an înainte de alegerile prezidențiale, să zică, bă, nu vrea, hai să schimbăm. Și să pună botul Iohannis, mă iertați pentru limbajul ăsta neacademic de la această oră matinală de ziua mea, de onomastica mea, nu de ziua mea, și să zic, bă, gata, schimbăm. Și să înceapă tot felul de tertipuri. Ca ei să se victimizeze și să spună, nu ne-ați lăsat să facem ce trebuie. Că pentru dacă că dacă ne lăsați, făceam, dar așa, să vă facă PNL-ul și cu serieiul vostru, să vă facă ce... Că voi n-ați dat afară. Și atunci, vezi tu, și protestele astea... Avea dreptate, mă uitam cu simpatie aseară la ce pățește deputatul de Iași, Răzvan Constantinescu, dacă știi, care a zis că toți ăștia care nu înțeleg ce se întâmplă, dar ies să protesteze, nu mai prieteni pe Facebook, se ducă să-i trateze nu știu cine. Mm-hmm. S-au luat băieți, l-a tocat și așa. A zis că așa, a spus virgula așa și a stat simpatic. Eu sunt medic, eu la mine vin criminal, vin tot felul de oameni când sunt în gardă, nu stau să mă uit la el să întreb de unde e. Îl tratez, îi pun diagnosticul, îi dau tratamentul, mergem mai departe, dar să înțeleg că ați spus, da, am spus și am scris. Simpatic, deci până la capăt, omul foarte hotărât și foarte determinat, tipul e parlamentar ALDE, face și alte lucruri bune, hai să ne înțelegem, numai lucruri rele. Și mă refer, știi de ce zic lucrurile astea? Ei, toată povestea asta, dacă o sesizez cu protestatari, e subțire la momentul de față, că ei nu prea... S-au întâmplat lucruri grave în țară în ultima perioadă. Și nu i-am văzut pe nicăieri. Studențacii ăștia, suceveni scoși de doamna Munteanu pe stradă. Se întâmplă lucruri urâte la Suceava. S-au întâmplat. Cartiere întregi lăsate fără căldură. Școli fără autorizație sanitar-veterinară. Fără autorizație sanitară de funcționare. Lucruri grave se întâmplă, da? Mor cu copiii pe șosele. Mor carbonizați. Și ai în mei studenți la șpriți.
Bă, cum s-a dat cu codul fiscal și cu legile justiției? Bă, cum s-a emoționat studentul așa, deci cu adevărat efervescent așa și cum s-a organizat el să iasă el acolo cu grupurile. Bă, ți-e și greață, adică, mă rog, așa este, legile justiției greșite, ordonanța codul fiscal, greșit. Dar nu așa, mă, băieți, reacționează. Adică nu la modul ăsta. Băieți, trebuie să protestăm puțin, știi? Mai că ți era și vedeai prețul pe... Dar, în fin, nu mai zic. Asta, din cauza asta, îți spun eu că e vorba de premeditare aici. Cred mai degrabă că e vorba de premeditare. Hai să vedem ce mai puteți face, mă, băieți. Ne-ați încercat în ianuarie cu... N-a fost ordonanța... Nu crezi că premeditarea asta poate să ducă în altă zonă? Premeditare în sensul că așa a început, practic... povestea premeditării, îmi doresc să ies la guvernare ca să pot să mă victimizez. Că, de fapt, premeditarea acolo duce. Acolo putem duce în zona asta premeditarea, păi pentru că... Poți, iarăși mergi splitat în două variante. Poți căpăta o forță extraordinară sau te poți justifica de ce ai dat cu ăștia în gardă. Măi, eu puteam, Dorel, eu făceam, eu ți-am promis că da, patru clar, ani fac. Clar mesajul ăsta, clar mesajul ăsta va fi. E clar că va fi mesajul ăsta. Ei dacă vor vrea să plece, nu vor ține cu dinții de guvernare. Și voi spun, asta e situația. Dar ei nici nu țin cu dinții, ei acum își doresc să plece de la guvernare, își doresc să înceapă povestea asta, dar avea să plece de la guvernare pentru că e partea care le place cel mai mult. Au timp să se victimizeze, au timp. Singura chestie care încurcă acum încă în zona guvernării, părerea mea personală așa, îmi dau și eu cu părerea, că toți suntem vorbitori, trăcăritori, așa, știi? Îmi dau și o părere, spuneam, singura chestie care încurcă acum este încă acea ordonanță care să-l facă pe Dragnea posibil, sau mă rog, să-l facă pe Dragnea candidatul stângii la alegerile din 2019. Că după aia nu mai contează celelalte. Din perspectiva... Celelalte băieții sunt înfipți acolo unde trebuie, conduc sistemul, sunt înfipți foarte bine unde în sistem, nu se va întâmpla nimic, pentru că nu s-a întâmplat nimic de la Ponta încoace, nimic nu s-a schimbat, adică aceiași băieți prea de concentrate, aceiași băieți prin zona puterii, aceiași. Da? Aceiași din adică... ambele tabere. Aceeași din ambele tabere, da. Deci nu se va întâmpla nimic, nu se va schimba nimic. Dă-te un pic deoparte și uite-te la tabla de joc, da? Ce se întâmplă? Domnul Blaga, achitat, nevinovat. După un tantam din ăla de ziceai că îndumează Elena Udrea. Un Bica, nici nu mai zic. Deci tot îți dărâmă, da? Vedem ce se întâmplă cu Laura Codruța Chiuveș și celebele pomana porcului K1, T14, T2, K4, nu știu ce. Aflăm ce s-a întâmplat până acum. Și totuși dreapta l-are pe președinte. Tot ce se întâmplă acum trebuie să scoată la iveală faptul că președinția ținea aceste servicii și serviciile, da, controlau DNA-ul, justiția și toate poveștile astea. Ce se întâmplă acum reacția PSD-ului la, călcătura pe grumazul seriului DNA-ului, da, și a justiției pe care a exercitat-o președinția de-a lungul timpului prin Traian Băsescu. Hai ca să ne înțelegem foarte clar. Acum, ce face PSD-ul, dacă ne uităm din lateral? Încearcă, într-o manieră, să se opună aceste călcături, da? A presiunii care vine din partea asta altă. Să n-ai sentimentul că în tabra cealaltă sunt numai îngeri și băieți extraordinari și zici, bă, vai, vai, dar venim noi și cu noi, adică de-ai tăi, da? Dar în partea asta la alte lucrurile cum sunt? Sunt foarte grave pentru că există așa zis amenințare, bă, aveți grijă că vă ia și pe voi, că uite câte abuzuri s-au făcut. Și lucrurile care vin pe presă. Eu vorbesc ce apare în presă, că nu m-a chemat nimeni la T1 sau la K4, la pomana porcului cu Coldea și cu Madame Chiuveși ca să discutăm. Dar eu știu cum se făceau lucrurile astea. Și știu cum erau amenințările pe parcurs. Și vreau să spun că au fost și ziariști din Suceava, care erau mai vocali la discuții și care nu puteau fi convinși, ca să zic așa. Li se transmiteau frumos așa pe căi, băi, vezi că... Cred că ai treabă și eu te rețin. Nu cred că ai treabă. Nu-i bine. Vor să fie date exemple din presă. Ai grijă că urmează. Nu vreau să zic nici mai multe, dar ai mare grijă. Tu vrei să faci un bine. Imediat te lua pentru trafic de influență. Tu simțeai că omul ăla deptat și vrei să faci un bine. Vezi, ai grijă că poate fi interpretat. Ți l-au luat pe Florin Sinescu, din prefectură. L-au dus cu cătușe. Ce se întâmplă de 4 ani de zile? Nimic. N-au reușit să-i dovedească omul ăla vinovăția și să-l trimită în judecată? Ah, perfect. Ce s-a întâmplat cu domnul Crap de la Poliția Suceava? Au dat-o... Ce s-a întâmplat cu domnul Cătălin Axinte de la... Ce s-a întâmplat cu marile cazuri de corupție din Suceava? Unde sunt? Unde este Ovidiu Donțu, știi că l-au acuzat că la 20.000 de euro, că și-a dat cineva demisia din DNA pentru acea mizerie care a apărut în presă și l-a ținut pe omul ăla o săptămână întreagă pe capul de afiș la toate televiziunile? Nu, așa și
Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și întreb mai departe, ce se întâmplă? Și atunci e normal ca partea asta la altă, când vii băieții să se organizeze, bă, trebuie să facem ceva, că nu mai e cazul. Acum nici nu vreau să-i victimizez, să spun că băieții ăștia sunt atât de, de curați și de îngerași, încât vor să-și facă, bă, în sfârșit, nu mai poate de abuzurile care s-au săvârșit asupra oamenilor, da? Și hai să le închidem o dată pentru totdeauna. Nu interesează de abuzurile care se comit asupra oamenilor. Chiar nu interesează. Oamenilor de la ei din partid. Oamenilor da. De la ei interesează de oamenii din partid sau oamenii de partid, să zicem, sau oamenii influenți din partid. Care... Și îți dau un exemplu care ți-ar putea să-ți spui, bă, dă-o naibii, de ce? Colectiv, 2 ani, ce s-a întâmplat? Nimic. Cioloș, a adus un an de zile, țara a adus-o într-o zonă de penibil de guvernare. Ce face zilele astea? S-ar întoarce în politică, a primit, ok, hai că e nevoie de... Mai impenibil decât a dus-o Tudose și ce s-a întâmplat cu Grindeanu... Am stabilit la bun început că lucrurile clar, ăștia vor să o facă în două variante. Ori o exagerează pentru că moneda este încănare și ei cred că se va opri, va cădea acolo unde trebuie, pe fața care trebuie, sau vor premeditația... Dar povestea asta cu moneda este la jocurile de noroc. Pentru asta mergi la Las Vegas, la, nu știu... Dar cum o gândești Los tu Angeles, mergi la așa? Fără să ai un grup țintă, fără să implementezi povestea asta, nu, asta aplici... Zic... aplici niște măsuri economice atât de drastice, atât de radicale. Din punctul meu de vedere, lucrurile stau foarte simplu. Nu au venit, au stat, au văzut că treaba, au dat o kicks așa, au ridicat la fileu ceea ce au făcut timp de 20 și ceva de ani. Au ridicat la fileu povestea asta, pensii, salarii, în sensul, noi am rezolvat-o și cu asta basta. Ți-aduce aminte de povestea, așa ca să fac o paranteză, de povestea cu venitul minim, acel venit, acea pensie minimă garantată, care era de 3 milioane și jumătate, adoptată la un moment dat de dreapta, să spunem. Atunci era un guvern PDR. Ți-aduce aminte de povestea asta? Era doi. În casa, în curtea, cui s-a dus povestea asta? Atunci, acea pensie minimă de 3 și jumătate a fost implementată și pusă de un guvern, de atunci, un guvern PDR. Ce s-a întâmplat de atunci încoace? Nu s-a întâmplat nimic. Adică, povestea a fost preluată cu subiect și predicat de către cine? De băieții ăștia. De băieții care au zis, bă, cine a făcut asta? Stânga, bă, că ăia cu așa ceva, știi? La fel și acum. Mesajul a fost foarte clar. Ce am făcut? Am mărit pensiile și salariile. Adică ce am adus? Prosperitate, da? Ieșim, plecăm de la guvernare. De ce? Pentru că ăia nu ne lasă. Ăia serviciile ne bagă la pușcării, ne fac, nu ne lasă, așa mai departe. Da. Ieșim din povestea asta, dar ieșim cu un tip albit, pe care îl facem alb, nealiviu. De ce? Ca să-l facem prezidențiabil. Pentru că, hai să fim serioși, toate partidele politice care se înființează sau care sunt sau care există în țara asta, da, și oriunde în lume, au o țintă. Guvernarea. Nu se înființează de dragul de a fi partid politic, de a se întâlni și de a povesti. Da? Pentru că au o țintă, guvernarea. Toate partidele politice au ca țintă supremă ce? Președinții, la noi cel puțin, în România, da? Au ținta președintele, știa? De la Iliescu încoace, nu prea mai fost, a fost Iliescu, a fost, dacă stai să faci așa un picuț, dreapta a avut, să spunem, mai tot timpul, în cei 27 de ani, l-a avut pe președinte. A fost două mandate cu Ion Iliescu, cu un mandat de dreapta lamentabil a domnului Emil Constantinescu, din perspectiva atitudinii politice, geopolitice, tot ce vrei tu să... Omul a fost lamentabil atunci și a rămas lamentabil și în continuare. Nu mai deci este importanță. Și, din păcate, o spun pentru că a este... A fost un Traian Băsescu extrem de toxic pe multe paliere ale acestui neam românesc și rămâne în continuare extrem de toxic, a venit Klaus Iohannis. Deci, dacă te uiți un pic, noi am mers din extremă în extremă. Am mers din extremă în extremă. Și ne-a reușit din totdeauna mea. De fiecare dată. De fiecare dată ne-a reușit. Și va face asta în continuare. Tot așa. Ce se va întâmpla cu un, dacă ții tu minte, președinte Ion Iliescu, guvern PSD. Mai ții minte ce făcea guvernul Adrian Năstase? Căutam modalități prin care să mai limiteze puterea prezidențială asupra ce s-a întâmplat. Adrian Năstase nu a mai câștigat alegerile prezidențiale. Da. Deși era pregătit, totul era, masa era pusă. Acum vorbim de Constituție. Vorbim de Constituție și de modificări de Constituție. O spune un epistemolog celebru de la Suceava, că își dorește modificarea Constituției pentru că puterea prezidențială, pentru că n-ai putere, pentru că președintele, pentru că guvernul, pentru că parlamentul. Mai o să-ți spun epistemolog de la celebra Suceava, nu? De la celebra Suceava, scuzați. Epistemolog celebru din Suceava. Deci, e un joc de cuvinte. Mai băgat, fără, mai lăsat virgula în aer și n-am știut unde... Nu, deci eu, și eu prins așa un picuț să... Știi, le-am încurcat așa cu celebritatea asta. E vorba de epistemologul și... care de dă ce epistemologul? Calului pepene din guriță, nu? Da. Așa. Nu, ca să ne înțelegem, că dacă nu era și vorba despre domnul Băișanu, nu înțelegeam. Acea Constituție n-a fost făcută de nimeni altcineva decât de băieții din PSD, care astăzi tot ei se plâng, de la Urgovan încoace. Publicitate, dragi mei, ne reîntoarcem.